Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem un episod un pic mai diferit față de ce am făcut până acum. Lăsăm un pic țepele deoparte și astăzi o să vorbim despre un anunț cu un BMW X5 între paranteze coteț. Este vorba despre un anunț foarte funny și un anunț la care am râs cu lacrimi. Haideți să vă arăt și vouă despre ce este vorba, doar că eu am salvat pozele și le-am pus așa numerotate 1, 2, 3, 4, 5, pentru că aici nu sunt puse în ordine, 1, 3, 5, 2 și etc. Bun, este vorba despre acest anunț pe care l-am găsit pe grupul meu Anunțuri Auto România și începe așa. Vând schimb BMW X5 între paranteze coteț. X5 negru, diesel, cutie automată, an de fabricație 2008, 250.000 de kilometri, SUV, motor de 3.000 utilizat. Vă rog să citiți cu atenție, nu este caterincă sau ficțiune. Povestea mea și a acestui ordinar începe prin vara spre toamna anului 2017, când punând mâna pe niște bani, trecem mai departe, când punând mâna pe niște bani de la părinți și cu un credit de nevoi personale, ca orice român, stăm cu chirie, dar ne luăm BMW. Și după lungi și atente căutări, găsesc acest coteț, care în aproximativ 2 ani mi-a mâncat viața. Mai bine întrețineam două femei și așa mai bine. Ce crezi? Mi-a plăcut maxim. Talent pe fraierul negru, tot golan. Pelerină M, că nu a fost bani de custom întreg. Încălțat bine, dotat fraierul, perne, hand-up, cameră spate, scaune încălzite și ventilate. Mă, tot pe scurt ce trebuia. L-am luat, drag de el maxim. Ce crezi, băi nene? După ce am grijă de el în prima lună, îl pregătesc de iarnă și cu tot cu impozit și revizii, cutie, motor, cauciucuri noi, că na, așa se face, fraierul mort de foame, acela fiind eu. M-am dus și la team BMW, dintr-un foc 2500 de euro, scurt. Zic, asta e, eu să fiu sănătos și el să meargă, să fie toată lumea mulțumită. E, ce crezi? Cotețul s-a făcut al dracu. Prima mișcare, o planetară, vina mea, pe la munte. Am trecut cu vederea. Și de aici începe boala pe el. Prin primăvară, deci cam după 2 luni, dă boala și bătrânețea în filtrul de particule. De viața mea. Dă boala și bătrânețea în filtrul de particule. Măr și câr nu mai trăgea și nu mai piu în cap. Știți voi, sunetul ăla de eroare de la BMW. Trag la servis, îl curăț chimic, 300 tăuraș de Spania. După o lună, iar se înfundă. Mă să moară măta, mă duc înapoi. Domne, motorul ăsta e obosit tare. În gândul meu, bă, dă-l dracu. Și zic, ce este de făcut? Și zice Mr. Mechanic, turbo și injectoare. Asta e, fă-l, alții 900 de euro. Vine vara frumos, să plec în vacanță. Grecia pe talent, cum îi place la român. Înainte de plecare, revizie, frumos, să nu am probleme pe drum. Separi... Man, nu știu ce vrea să zic aici, separime de ulei, filtre și 2 bucși, recondiționez și caseta de direcție, că virgulă că am rupt-o în gropile lui Firea. Atenție, aventură, la vamă la Bulgaria, adică 100 de kilometri, poate nici atât, eroare pe filtrul de particule. N-ai fi vrut să mă auzi înjurând, dar am zis că nu are rost să-mi stric vacanța pentru acest ocean de mașină. Merge așa, dă-o dracu. Trec de bulgari, intru în Grecia. Se auzea un zurnăit la roata dreapta față. Doar eu l-auzeam, restul din mașină ci că nu. Zic, am sechele. După 300 de kilometri, făcea tot mai rău. Mă dau jos, roata mea se clătina. Ziceai că e dintele ăla din față de dă să cadă la 9 ani. Dobitocii de la servis nu mi-au strâns fuzeta bine. A făcut joc și a bătut în rulment până l-a spart și roata stătea să cadă. Opresc la un servis, decartez lejer 500 cu piese second, că deh, eram extra hero. Adică nu era de-al țării, era din altă țară. Și veneam în vacanță, deci aveam bani. Și aia a fost, mergem mai departe. Ajung la hotel, toate bune, plecăm la plajă, iar piu, ce are mă, ce dracu, o eroare de zici că avea cancer, o mașină roșie răsturnată în stânga. Mamă, ce o avea? Din câte știam de la servis, ce e cu galben mai merge, ce e cu roșu, metastază direct. Subțire de vară, pierduse tot lichidul de servo pe la caseta de direcție unde o recondiționasem. Problemă rezolvată cu ajutorul domnului George, cică manager la hotel. Alte 300 de euro, schimbat 2 orninguri, cred că 200 a fost paga lui. Dar ce să fac dacă nu m-a făcut mama mecanic? Mergem înainte. Trece vara, totul ok, dar plâm. Totul ok, dar vorbim de o săptămână în care se stricase de 2 ori. Era culmea și a 3-a oară. Ajung în București, toate bune, mă duc peste cumătrașii de la servis să mă rezolve cu erorile alea. Ce mai era pe acolo? Fără plată de data asta, ce să zic, era și culmea să mai și ceară bani. În condițiile în care se alesese praful și de cauciucurile după față, de unghi
bun ce îmi făcuseră. Vai, frate, deci omul ăsta cred că a avut un ghinion enorm de mare cu mașina asta. Zici că e blestemat. Abia de acum începe adevărata poveste. Într-un final anulez filtrul de particule și îi fac soft tot ce trebuie ca să scap și de eroarea aia și să tragă și mai bine. Între noi fie vorba, Doamne, Lufthansa, cu videoclipurile alea de merg mașinile și strigă ăștia Lufthansa. Tot bordul instant rupe, cum zice Samsarul, dar veselia nu a ținut prea mult. Că după un drum de 100 de kilometri, adică un Pitești, dar mai pe la 200 la oră, te lași pe ea cât poți, că ai pe ce, vorba românească. Când m-am întors, a început să tușească cotețul. Ce crezi? Răcise la motor, grav. Când l-am pornit dimineața, zice că e motocoasă într-un pistor. Mor, jale mare, platformă, dus la service, iar făcut motor, cap-coadă, 3500 de euro. Merge de nu pot să zic, altceva, alt sunet, totul ok. Trage bine, că am și dat softul mai mic, undeva la 280 de cai. Prima dată a ieșit pe Dino 314, cam așa. Dar nu știu de unde... Orții măsii, bag niște motorină și după 3 luni crapă ambele pompe de motorină și distrug iar injectoarele, iar 1500 de euro. Zic, Doamne, murim. Deja mă cam bătea gândul să o vând, că al dracu cotez nu trăgea neam cu mine. Bine că, sincer, un om normal la cap o vindea de când a picat prima dată. Deci nu pot să cred. Dar pe mine m-a făcut mama și ambițios așa. Toate bune, cam 5 luni pot să zic și eu că nu am băgat decât motorină și un schimb de ulei. Deci din 2 ani, el 5 luni, nu am băgat bani în ea. Sincer, mă cam împăcasem cu el, dar în schimb începuse să bată puțin pe față. Zic, la următoarea revizie, mai schimb și lui pe acolo ce îi trebuie. Că na, trebuie. Plus că, vezi, tată, că pe agăța să moară familia lui de E53 în sus, dacă nu avea mare hâz. Rupea... Deci pe agățat era mult. Rupea tot ce prindea și nici nu prea ierta nimic. Dar nu apuc să ajung la revizie, că... Oho, se aprinde apa. Zic, a început să-i fie sete de apa al dracul, completez, merg 15 km, iar se aprinde. Ce ai, mă, al dracu, ești după băutură? La serviciu, surpriză mare. Bloc motor fisurat, fierbe apa de zice că e cafeaua în foc de pe aragaz, de la de flacăra mai mare cu ibricu. Ce crezi? A fost prima atentă de depresie din viața mea. Maica mea, dar și o lacrimă de dragi. Maica, mor, frate, că ce crezi, a fost prima atentă de depresie din viața. Mi-au dat lacrimile, mă jur, uite, mi-au dat lacrimile. Vai, ce faci, tăticule, tăticule, cazul meu? Că să moară, să facă, să dreagă, să se aleagă familie, morți, cruci, colive și așa mai departe. Aici aș fi pus niște emoții de nu ai idee. Puf. Vai de viața mea că mor. P.S. Aș pune și mai multe semne de punctuație, dar nu mă prea lasă buncile asta de OLX. Ei găsesc bloc frumos, planări, dragi, laci, etc. Îl fac altă 1000 de euro. Doamne, ziceai că lucrez la Banca Mondială și eram și acționar. Așa o ardea fraierul cu mine. Și aici chiar pot să zic fraier și la mecanic și la mașină, dar tot odată și mie. Deja mă apropiam cu pași repezi de acea depresie maximă. Ca să termin sincer, după tot ce am pățit și să-și bată, așa, p puncte puncte a, de mine maxim, această infecție de mașină care nu știu ce blesteme a avut sau cine m-a blestemat pe mine, dă semnale în cutie ca unul cu lanterna în cealaltă parte a tunelului. Sincer, e cam timpul pentru schimb de ulei. Dar, ce crezi, nici nu mai am bani să o fac, nici nu mai vreau să-și mai pună și altă ambiția cu ea, că eu nu mai pot. Deja am depresie maximă. Cu alte cuvinte, mașina merge, dar bate o leacă pe față și cutia aia de viteze ori vrea ungere nouă, ori nu știu. Dar nici nu mă duc să văd ce are. A, stai că am uitat să vă zic. A dracu, acum vreo 2 săptămâni s-a împiedicat pe la fosta casa lui Dragnea, pe la Palat Aha Constituției mai exact.
în caz că cineva nu s-a prins, dar nici nu prea contează. Și s-a lăsat de spate puțin. Da, strâmbăie. Ce crezi? Crăpase o pernă. Hai că tu erai ultima pe care nu o schimbase. M-am schimbat-o și pe aia. Dar uitați-vă încoace la mine, că sunt jurat să moară, să facă, să dreagă, dacă mai bag un ban în ea. Cine vrea și are nevoie și vrea să se spele cu ea pe cap, îl aștept să mă sune, să mă scap de nenorocirea asta. Că sincer, chiar nu o mai suport. Cred că am divizie de reparații, de mai cumpăram una. Nu este caterincă vrăjeală, este pur adevăr. Dacă vreți toată povestea detaliată a acestei mașini, sunați-mă cu încredere. Prețul este 12.000, ușor negociabil la fața locului. La variante prețul crește, mulțumesc. Băi, deci n-am mai râs, frate, hai că acum nu mai prea are farme cu ăla cum am râs prima dată când am citit anunțul ăsta. Dar am zis, frate, că mă piși pe mine de râs, săracul o plinge a trecut, deci nici nu vreau să mă gândesc, frate, dacă e așa. Vă dați seama câți bani a băgat de când l-a cumpărat? Du-te, frate, că n-am mai râs așa, deci v-am zis, prima dată când am citit anunțul ăsta, am zis că fac pe mine, frate, efectiv am zis că fac pe mine. Nu știu dacă a reușit să-l vândă sau nu, dar pagubă mare mașina asta. Ok, oameni buni, cred că o să opresc episodul ăsta aici. Aștept cu nerăbdare părerile voastre. Dacă nu sunteți abonați, dați pe butonul ăla de subscribe. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Aștept părerile voastre despre acest videoclip, dacă vreți să mai facem genul ăsta de videoclipuri. Dacă aveți astfel de anunțuri sau povești, trimiteți-mi un mesaj pe contul meu de Facebook, Mihaela Ștefan, sau pe contul meu de Instagram, Mihaela Ștefan Vlog. Dacă vreți să vă cumpărați o mașină sau v-ați cumpărat deja o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, aveți 3 link-uri în descriere cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat. Dacă aveți mașini de vânzare sau întrebări despre mașini sau orice are legătură cu mașinile, am acest grup de Facebook, Anunțuri Auto România, vă puteți înscrie cu încredere și dacă sunteți oameni responsabili, am nevoie de niște moderatori să se ocupe de acest grup. Nu trebuie să facă nimic decât să accepte cereri și să elimine anunțuri care nu au legătură cu grupul. Ok, oameni buni, cam atât pentru ziua de astăzi, aveți o zi minunată, rămâneți să ne auzim într-un alt episod. V-am pupat, bye bye!